Brooklyn. Parcul Prospect, podul Brooklyn și casa tânărului boxer Izzy Daniels. Uite-l cum se mișcă. Hai, sări! Toată lumea a crezut că el o să fie următorul campion. Și eu am crezut-o. Salut! Mary! Lasă-ne! Fama! De ce te iei mereu de noi? Că e funny? Atunci pleacă, trebuie să ne antrenăm! Pentru ce? Double Dutch? Hai, lasă-o! Avem concurs vinerea asta și trebuie să ne pregătim bine dacă vrem să ajungem la faza pe țară. Și trebuie să ajungem la faza pe țară, așa că pa, pa! Pa! Ah, mă calcă pe nervi! Mm-hmm. Ce? Cum adică ce? Îți place de el? Hai, recunoaște! Ia mai lasă-mă cu de-astea! Întoarce coarda! Se simte? E faimosul meu chili. De ce miroase întotdeauna așa? Este sosul secret, Daniel. A ce miroase? Faimosul sos chili. Mai picant, exact cum îți place ție, nu, Izzy? Da, tata. Și ca desert? Am încercat să fac exact ca mama. Dar văd că ai rezistat mai mult la antrenament, bravo, băiete. Ține minte, boxul este 20% talent. Și 80% suflet. Și 100% putoare. Dușurile nu sunt ilegale. Cum? Masa e gata. Pe vremuri, tatăl lui Izzy fusese un boxor bun. De fapt, fusese grozav. Și acum își pusese toate speranțele în Izzy. Și cum a fost azi la școală, dragă? M-am certat cu prietenul meu. Ai prieten? Hai, tati, am 8 ani. Doamne ajută! Hai, băi, șmecherie, mișcă-te! Da, da, asta e! Anticipează-i mișcările! Hei, Izzy! Sunt bine? Sunt ok, ce? Hai, că acum îi dau! Chuck, ajută-l! Știi ceva? Ia luați voi o pauză! Deci, Izzy, vrei veștile bune sau veștile bune? Mă bag pentru centură? Aproape! Ți-am mai făcut rost de un meci și dacă îl câștigi, să fii gata! Absolut! Cu cine mă bat? Cine n-a fost învins niciodată? Rodney. Marele Rodney? Da. Suntem a treia generație care va câștiga centură. Tu continuă să-ți lucrezi rezistența, echilibru, concentrare și o să poți să-ți asiguri un viitor în box. E ușor, tată. Îmi pare rău. De ce părere ai? Cred că o să am un meci greu. Bine atunci, să mergem în ring. Ai intrat în pregătire. Rodney, ăla mare? Uite-o stângă! N-ai crezut că vine! Stai că uite-o dreaptă! Oh, oh. Hai, dansăm un pic!
Știu că a durut. Haide. Uite cum se mișcă picioarele. Vezi, eu l-am învățat asta. Nu te mai prosti, Izzy. Concentrează-te un pic, să-ți văd mișcările. Haide. Aha. Da. Bine. Așa, ok. Stai pe el. Pe el, Izzy. Bun. Nu știi cum ține să pun. Aha, și combinația. Stânga, ferește. Stânga. Ți-a plăcut, da? Bravo, Izzy, ești cel mai tare. Oh, stați, m-ați lovit. Dacă ai lăsat garda jos. Să nu lași garda jos niciodată. Ești prea ocupat de spectacol. Hei, n-are nimic dacă mă dau și o mare. Da, ai dreptate. De data viitoare, ține și garda. S-a făcut. Bună ziua, domnule Daniel, sunt gata. Da, imediat, Emi. Gata pentru ce? Aici nu se fac cursuri de balet. Bine, pentru că oricum mă mișc mai bine decât tine. Ce-ar fi să-ți faci încălzire? Ce faci, Emi? Bună, Jack. Bună. Ce? Am vrut să fiu politicos. O să mi se facă rău. Da. Așa. Lovește. Auzi, dacă încerci să mă impresionezi, o să te chinui mult și bine. Ok, am terminat. Cum îți place? Drăguț, tati. Rodnaela, se ferească de tine. Da, 80% suflet. Și atenție. Mai bine răspund. Cum? Hei, sunt gata într-un minut, da? Stă super. Nu e amuzant. Ajută-mă. Poți să faci cum făcea mama? Am înțeles. Ți-e dor de ea, nu? Da. Știu. Și mie. E inundație la sală, trebuie să mă duc. Și eu cum mai ajung la concurs? O duci tu, Izzy? Cum? O să fie și Mary acolo. Dar... Haide, Karen, mișcă-te! Hei, Izzy, vii la film? Da, popcorn și supe gratis. Nu pot, trebuie să... Să o duc pe Karen la Double Dutch. A, nasol, frate. Frate, acolo nu trebuie să pui rochiță sau costum de balerină? Stai să nu te pierzi. Ia vino încoa. Termină! Tata nu mi-a zis că trebuie să vă iau pe toate. A uitat să spună. Și sper că ai bani pentru că ne-i foame. Hai, vino să o iei. Rodney, bătăușul cartierului. Și el boxase, dar era mai tare în afara ringului. Îi teroriza pe toți din cartier. Sper că nu vorbești cu mine așa. Am auzit că o să fii adversarul meu la meci. Așa se pare. Nu mă bați tu pe mine, fătălăule. Ba da, are un talent nebun. Exact, și s-a antrenat, așa că să ai grijă. Pe bune? Oh, ce frică mi-e. Lui ar trebui să-i fie frică, nu, Rodney? Lui ar trebui să-i fie frică, nu, Rodney? Ce zici, mă? Stai, frate. Haide. Ne vedem în ring, fraiere. Da, fraiere. Da, așa e, mai bine fugi. Ce? Hey, Iz, sigur nu vii la film? Da, îmi pare în regulă. Hai, mai vorbim. Ok. Hai, uite-o pe Mary. Mary. Voi sunteți cele mai tari. Să sperăm că și juriul o să o zică. Hei, de ce ești întotdeauna pesimistă? Încerc să fiu realistă. Nu contează. Nu, are dreptate. Dacă nu ne place juriul, suntem terminate.
Am emoții. Poate te face iubitul să te simți mai bine. Easy Daniels? La o competiție Double Dutch? Ce s-a întâmplat? Ai pierdut vreun pariu? Tata m-a pus să-l aduc. Hey Mary! Am auzit că n-aveți o a patra persoană, așa că v-ați retras. Păi, cred că ai auzit greșit, Gina. Da, pentru că Yolanda s-a mutat din Atlanta și e bună, foarte bună. Așa că aveți voi grijă. Mm-hmm. Oh, ce frică ne e! Am glumit. Cine sunt astea? Gina și Dutch Dragons. Sunt campioane, de 4 ani câștigă. Sunt bune. Și voi sunteți? Mamă, nu pot să cred ce mare scofală este să sarcoarda. E o chestie foarte importantă. Dacă ne calificăm. Pesimistă. Iar asta n-o să facem dacă stăm de vorbă. Nici eu n-am chef de conversație. Atunci pleacă, drumul e pe acolo. Hai să aveți noroc. Mersi. Pleacă. Doamnelor și domnilor, Joy Jumpers, Dutch Dragons și Soul Steppers, pregătiți curzile, fiți gata și... Haide! Da, haide! Echipele trebuie să facă o serie de pași obligatoriu. Sărituri într-un picior, în zigzag și genunchi sus. Îmi place asta. Haide. Hai, Mary, mai repede. Haide, Mary. Hai mai repede. Mai repede, Mary. Mai repede. Mai repede. Amusca. Haide! Doamnelor și domnilor, să înceapă proba de freestyle! Îmi place freestyle-ul. Ție-ți plac toate. Nimic. Iată-le! Joy Jumper! În acel moment, Izzy n-a realizat. Dar era de parcă cineva tocmai îi deschisese un nou drum. Hai, e bine! Ne vedem la faza pe țară. Pa, pa! Pa, pa! Ați fost foarte tari. Mersi mult! Îmi iei hot dog? Nu! Ei, cum ți s-a părut, Izzy? E bine, locul 4. Și ce fundițe! Mersi, Gay! Hei, v-ați străduit! Și costumele-s de excepție! Asta zic și eu, trofeu. Dar noi nu o să-l avem în veci. Ce vrei să spui? Înțelege că fetele astea sunt chiar bune. Totuși am ajuns în finală. N-ajungem în finală cu mișcările alea inventate de tine. M-am chinuit din greu cu alea. Mai bine ai grijă ce faci tu decât să te iei de mine. Mm-hmm. Cum zici, dar mișcările alea sunt oribile.
Nu easy? Nu. Asta nu-i treaba mea. Uite, am întârziat și trebuie să mergem. Ba, nu trebuie. Ba, da, trebuie. Hai. Ia-o pe Bridget. Uite ce e. Nu cred că e chiar sunt atât de rău ce am inventat. Ia, Rodney, nu e o rușine. Asta doar până își găsește tatăl tău ceva de lucru. Rodney era cel mai tare din ring și din curtea școlii. Mulțumesc. Să-mi spui dacă nu-ți vin hainele. Bine, doamnă. Hai, du-te. Dar acasă era doar un copil amărât cu probleme. La ce te holbezi? E rândul tău, Iz. Showtime. Salut. Te simți bine? Da, cred că da. Eu sunt sigur. Ia smutra de dur. Da, așa. Cine-i cel mai bun? Eu sunt. În acest colț, cântărind 78 de kilograme, Rodney Tyler! Ești bine? Da. Garda sus și pumnii pe el. 20% talent și 80% suflet. Iar în acest colț, cântărind 75 de kilograme, incredibilul Easy Daniels! Dați mâna! Este ultima oară când mai apuci tu asta, fraiere! Easy! Sunt aici! Hai, învață-l box! Hai, Easy! Aruncă-l din ring, haide! Despre asta vorbeam. Rodney era făcut din 78 de kilograme de răutate și furie. Și asta se vedea cu fiecare lovitură pe care o dădea. Stânga! Cealaltă stângă! Incredibil! Ești chiar jalnic! Hai de Easy! Respira adânc. Easy, ascultă-mă! Trebuie să-i urmărești mișcările. Are un balans nebun. Aleargă-l, obosește-l. E puternic, dar n-are tehnică. Hai, urmărește-l și găsește-ți ritmul. Hai, poți să o faci. Ok. Urmărește-l și găsește-ți ritmul. Ești în stare. Hai! Bravo ție! Bravo! Ești mândru, tată! Da!
I-ai văzut fața lui Rodney? Știi ceva? Și ne-a stins luminile, nu văd nimic. Unde sunt? Frate, se credea el tare că se lua de lume. Hai că ai jucat bine. N-a putut să țină pasul și nu prea s-a descurcat în ring. Da, tu mă știi pe mine, l-aș face praf. Știu și puțin karate. N-ai văzut în viața ta așa ceva. Ar fi ca iepurașul Mike Tyson și ar fi cel mai mare coșmar posibil. De ce nu ne arăți chemele astea și la antrenament, Earl? V-am spus vreodată ce bine vă stă când numărați acolo în ring. E excelent! Nu e vorba doar să pui pe cineva la podea. Trebuie să faci puncte cu mișcarea de picioare și combinații bune. E vorba de rezistență. Și de ce aici sus? Și la tine-i gol. Bravo, Izzy. Ia ștergeți-o de aici. Ce râzi, acolo? Nici tu n-ai nimic în cap. Rodney s-a întrebat cine a lăsat hainele, dar după ce pierduse în seara aia, nu l-a bănuit pe Izzy. Îmi pare rău, Mary, dar renunț. Dar avem nevoie de tine! Nu m-am băgat în asta ca să mă joc, Mary. Vreau să câștig. Hei, nu te arunca, nu poate să fie așa rău. Ba, se poate. Te zmiorcă-i? Nu. Atunci de ce ai fața udă? De ce pui atâtea întrebări? Am întrebat și eu. Vreau să te ajut. Ei bine, nu pot să mă ajut cu nimic. Și am auzit că l-ai invis pe Rodney. Ce, îți pasă de mine? Ai vrea tu. Da, am vrut. Acum merg la campionat. Trebuie să fie frumos. Da, e tare. Tata-i fericit. Mary, treci în casă! Acum! Și nu-mi zici noapte bună? Noapte bună, Izzy. Noapte bună. Oh, Mary, știi, mă antrenez, am nevoie de odihnă. Aș vrea să te rog să nu mai sfărui noaptea. Hai, Izzy. Și Izzy al meu îl lovea pe Rodney. Din stânga, dreapta, stânga, dreapta. Nu, serios, o să se gândească de două ori înainte să se mai ia de cineva. Hai, că nu sunt așa rău. Sau poate că nu. Câteodată lucrurile nu se rezolvă așa cum ai fi sperat. La ce vă uitați? Oh, scuze, doar că nu te-am recunoscut sunt în picioare. Rodney, ce s-a întâmplat? Toată lumea a văzut că am alunecat. Da, sigur, dar tot se pune, nu-i zi? Da, frate, uite, am câștigat, s-a terminat. Nu, îmi vreau revanșa. Cum zici tu? Da, exact. Să știe toți că ai avut noroc. Las-o baltă. Ce e? Ești laș? Tasha nu era deloc. Aia e o împiedicată. Ce ți-a venit? Hei, ce ziceți de Donzia? La fel de proastă. Da, varmea? Obrina? Da. E aproape oarbă. Se cheamă miopie. Ha, Izzy, chiar n-am chef. Ce-am făcut? Nimic. E supărată. Yolanda a plecat din echipă. Oh, și-a dat seama în sfârșit că Double Dutch o tâmpenie? Nu, crede că noi suntem. S-a dus la Dutch Dragons. Crede că sunt tari. Păi cam sunt. Oricum, suntem în încurcătură. Și uite că vine și finala. Glumiți, nu? Oricine poate sări coarda. Ia, fii atentă. Și sormea poate. Dacă e așa de ușor, sar tu. O să vezi cine o să crezi. Bine, Kisha, Shana, ia să vedem.
Hai, arată-i! Mai repede! Haide! Da! Haide! Haide, Mary! Mai repede! Așa, asta e, bună treabă! Ce face, da! Mai repede! Bine! Asta e! Despre asta vorbeam, bună treabă! Hai să te văd! Păi uită-te bine! Se poate azi? Hai! Oh, hei, doar glumeam, glumeam și eu, în joc, nu? Hai că înțeles! Nu cred că o să reușească! Nici eu! Mamă! V-am zis eu! Ce părere ai? Nici să nu te gândești! Încă ești în al nouălea cer, a? Aș fi dacă Ronnie n-ar fi așa nesimțit. Să știi că boxul nu rezolvă astfel de probleme. Să nu uiți asta, Izzy. Du-te! Haide! Bine! Hei! Ce e cu voi pe aici? Te căutam pe tine! M-ați găsit și? Sar destul de repede! Păi, știu niște scheme. Și ce? Crezi că e vreo scofală? Te vrem în echipa noastră! Echipa voastră de săricoarda? Da! Ok, hai că ați nebunit de tot! Nu, uite! Faza pe țară e peste câteva săptămâni, iar concursul ăsta e foarte dur. Iar tu, Izzy, sar bine de tot. Și cum ai zis și tu, știi ceva scheme. Bun, uite, îmi pare rău, dar nu pot face asta. Asta nu-i de mine, ok? De ce? Pur și simplu. Dar sari coarda tot timpul. Da, pentru box, dar nu pentru ce faceți voi acolo. Ți-e frică că o să râdă băieții de tine? Hai, Daisy, avem nevoie de tine. Nu. Gata. Lasă o baltă. Oh, haide, Mary, știi că mă iubești. Am terminat-o. Iar gătește tata Chili. Las că se rezolvă. O peperoni mare. Răspunsul e tot nu. Nu vrem să faci parte din echipă. Bun, pentru că nu o să se întâmple. Vrem doar să ții locul până găsim pe altcineva. Să țin locul. Da. Stai și tu rezervă, ne stabilim mișcările până găsim pe altcineva. Așa că n-ai fi tocmai în echipă. Nu știu. Te rog, Izzy, ai niște scheme tari. Chiar avem nevoie de tine. Și Mary te vrea? Nu mi s-a părut. Oh, da, moare să vii. Pe bune! Peste cadavrul meu. De ce? Ne poate ajuta? Nu. Auzi, hai că vă las. Stai, avem nevoie de tine. Mary. Ce? O luăm pe verișoara mea, Leslie. Dar Leslie s-a mutat în Alaska. Și ce o aducem cu avionul? Mary. Pa. Haide. Bine. Fie. Da. Rămâi. Asta înseamnă... Ne-ar fi de mare folos ajutorul tău. Te rog. Accept la ce frumos m-ai rugat. Yes. Tare. Deci, ne vedem mâine în parc la antrenament. În parc? De față cu tot cartierul? Ați nebunit? În niciun caz. Să ne înțelegem. O fac, dar trebuie să fie înainte de școală și în sală. Tata deschide abia la 8, așa că ne vedem la 6. Perfect. Mersi, Izzy. Ești cel mai tare. Mai e un loc.
adâncul ei e fericită? Chiar foarte adânc. Izzy, trezirea! Izzy, trezirea! Scoală-te! Hai la antrenament! Dacă am venit să sărim coarda, de ce nu o facem? Întâi facem încălzirea, după care alergăm. Ați nebunit? E doar double dutch. V-am zis, crede că e de glumă. Doar double dutch? E un sport. La fel ca și fotbalul, sau basketul, sau boxul. O adunătură de fete care cântă și sară coarda nu e sport. Atunci să te vedem. Și nu mă refer la sărit rapid. Ce, adică să-ți opui cum faceți voi? Da, încearcă asta. Sigur. Să cânt și un cântec, hă? Un vals, un tango? Noi nu cântăm, noi sărim. Mm-hmm. Ok. Haide, Mary. Asta e. Asta e. Și ieși, bine. Ce mai aștepți? Nimic. Haide. Nu te grăbi. Nu e așa greu. Și acum tu. Un, doi, un, doi, un, doi. Asta e, hai, hai. Vezi, nu e așa de ușor. Mi-ați spus că vreți doar o rezervă, da? Eu nu fac figuri de astea. Ne antrenăm sau nu? Nu. Hai să ne antrenăm. Bine. Hai să o facem. Și când intri, nu mai mișca picioarele în halul ăsta. Hai, Izzy, hai! Țineți picioarele! Bravo! Vede mai încolo! Hai că poți, haide! Că puțin! Așa, vezi? Haide! Bine! Bine! Haide! Ok, să începem cu săritura viteză. Cred că poate să ne iasă cu 5 secunde în minus, dacă încercăm. Ce-ar fi un freestyle? N-avem timp acum de freestyle-ul tău. Ia, dai drumul. Ok, Izzy, hai că poți. Cum e? Hai, zi mai repede! Pauză 5 minute, gata. Izzy, trezește-te! La box am câștigat eu, la double dutch tu. Hei, Tammy! Ai jucat bine! Mhm.
Ce s-a întâmplat? Apropo de băiatul ăla care face double dutch. Ce e? Îmi doresc să nu se afle. Sunt sigură. Deci... Calmează-te, nu o să spun nimic. Atâta timp cât o să încetez cu glumele. Mai ales de față cu Chuck. Îți place de Chuck? Da, sigur, se aranjează. Bun. Of, ai întârziat. Cina se ia la 7 aici. Din totdeauna. Lucrurile trebuie să se mai schimbe în casa asta. Mama ta lua cina la 7. Cina e la 7. Acum stai jos și mănâncă acolo. Încercăm freestyle. Uite. Cred că trebuie un alt program. De ce? De ce? Pentru că ăsta e... știi tu... Cum? Plictisitor. De unde știi tu? Pentru că știu că jurul lui nu i-a plăcut. Exact. Îl avem pe el, sare bine și repede, dar tot nu putem câștiga fără un program bun. Schimbați programul. Voi vă tot antrenați și încercați să fie perfect și precis. Pentru că asta urmăresc. Dar e distractiv? Nu vorbim de distracție, ci de câștig. N-ar trebui să ne distrăm la freestyle? Adică, știi, e ceea ce făceam noi când eram mici. Dar mai multe scheme, nu? Da. Și mai țineți minte când vă jucați și cântați cântecele? Cum e? Ăla de-l cântă sormea și prietenele. Mary Mac. Da. Miss Mary Mac, Mac, Mac. All dressed in black, black, black. Da, ăsta. Așa și? Cred că așa o să puteți câștiga. Trebuie să vă distrați. Și ce propui, deșteptule? Păi, am o idee. Both swingers and runners, are you ready? Cine să știa? Credeam că știu pe toți. Poate că sar doar să sară. Păi unii mai fac asta, nu doar ca să se întreacă. Wow, uite și tu ce figuri fac. Wow. Tu de unde știu de ei? N-am știut, doar că m-am gândit că cei mai buni boxori vin mereu de pe străzi. Nu e rău. Pentru un boxer. Frate, fii atent, am vrut să dau și un da, sunt atât de sensibil încât n-am vrut să-i fac rău. Așa hey, că... l-a văzut careva pe Izzy? Nu. No. Nu, îmi pare rău. Hei, unde e Izzy? N-am idee, de obicei nu întârzie. Dar după cum spuneam, sunt un băiat așa sensibil. Foarte tare. Foarte. My name is Mary. Yeah. I'm a fan tough. Yeah. You get in my way. Yeah. I'll mess you up. Oh, ai grijă, e rea. Știu că sunt rea. Oh, se crede tare. Tare să-ți fur schemele. So, hai să te văd. Hai, Izzy. Eu? Bine. Deci, my name is Izzy. Yeah. I'm smooth and clean. Yeah. When I jump rope, yeah, all the girls scream. Oh, e cel mai bun. Chiar că sunt bun. Se crede tare. Sunt cel mai tare din parcare. Bun, a fost bine. Bun, nu? Abia aștept să facem noul program. Iar ai venit de hip-hop. Da? Hei, ia te uită, fătălău. Rodney. Hei, n-a fost el adorabil? Poate ar trebui să le arăt fetelor ce fraier ești. Fraier?
Din câte mi-amintesc, eu am câștigat. Nu vrei să faci asta. Hei, Rodney, ce-ar fi să te răcorești? Haide! Lăudărosule! Firar să fie! Hei, Blegule! Mersi. Pentru ce? Nimic. Tot. Nu știu. Deci, fetele alea erau bune, nu? Ia te uită cui îi place Double Dutch. Cui? Întotdeauna glumești. Nu știu. Se pare că da. Adică e ceva special la asta. Mai frumos ca boxul? Nu-i nimic dacă e așa. Știi cum e. E complicat. Pentru că tata... Boxul e viața lui. Așa simțeam eu cu baletul. În fiecare septembrie mă înscria mama. Cum începea școala, începea și baletul. Credeam că-l adoră. Apoi, anul trecut, i-am spus în sfârșit: mamă, urăsc baletul. Și știi ce mi-a zis? Bine, pentru că oricum arăs ca un cal care galopează pe scenă. Dar boxul este tot ce are tata. Ba nu, te are pe tine. Sunt caragios? Nu, deloc. Mersi, dar nu mi-e ușor. Mă duc să repet noul program. Pe mâine. De dimineață. Da. Da, dis de dimineață. Oh. Unde ai fost? Am fost... pe afară, cu prietenii. Înțeleg. Ai fost ocupat? Puțin. Atât de ocupat încât ai uitat de antrenamentul pentru meci? Sau că trebuia să fii acasă acum 2 ore? Tată, îmi pare rău că am întârziat și îmi pare rău că am uitat de antrenamentul ăla. Ce cu tine în ultima vreme? Nimic. Ceva se petrece. Și cred că ar fi cazul să stăm de vorbă. Ai emoții pentru meci? Nu, tată. Nu te înneca la mal. Stai liniștit, tată. Easy. N-aș vrea să ai dezamăgiri în ring. Nu o să mai întârzi. Nu s-a terminat, fătălăule? Da, mă! Unde mai fugi acum, fraiere? Unde? Cred că o să avem probleme. Hei, ia vină cu apă. Stai, frate. Te rog, nu da. Promit că-ți dau toți banii. Ce? Ce faci, Tyler? Domnule Hooks. Doamnă? Ia, hai cu mine. La direcție? La direcție. Acolo n-ai nevoie de banii lui Daniels. O să vezi tu. Ia la vieții tale, fătălăule! În regulă, e bine! Woo! Hai că ai prins-o! Haide! Așa! Ține-o tot așa! Haide! Așa! Woo! Hai, mai repede!
să-i facem praf la concurs. Da. Nu vreau să vă stric petrecerea, dar nu ne trebuie a patra persoană? Oh, are dreptate, Mary. Trebuie să găsim pe cineva. Mi-aș dori. Nu contează. Am putea să ne rugăm de Iolanda să vină înapoi. Acum programul nostru e tare rău. Da, de parcă o să și vrea. Ce să zic, oricât ar vedea, n-o convingem. Mă scuzați. Vă ajut eu. Știi pe cineva? Da, cine e, Izzy? Eu. Poftim? Sigur nu o să găsiți pe cineva mai bun, așa că... Oh, acum sigur o să câștigăm. Ia zi, superstarule, de ce te-ai răzgândit? N-am vrut să vă dezamăgesc. Hai, las-o. Și băieții? Mă gândeam că n-au de ce să afle. Ok, atunci bun venit. Da. Deci acum că avem echipă, ar trebui să ne înscriem aici. Marele show de Double Dutch? E în Harlem și e important. Și este în 3 zile. Nu cred că suntem gata. Hei, suntem. Are dreptate. Suntem gata. Ok, tare. Dar am o condiție. Care? Numele. Adică ce asta, Joy Jumpers? Ne facem de râs. Mie îmi place numele. E foarte bine să-l schimbăm. Bun, ce ziceți de Hot Chili Steppers? Foarte tare. Cred că merge. Cred. Tare. Sunteți gata la 3 Hot Chili Steppers? 1, 2, 3 Hot Chili Steppers! Unde pleci? Nu e treaba ta. Mm-hmm. Tată! Nu. Izzy pleacă! Ce? Unde pleci? Mergeam și eu cu... Știi, pe afară, ies cu Mary. Izzy și Mary merg în parc. Termină. Bine. Petreci ceva timp cu Mary. Poftim? O fată drăguță. Tată, pot să plec? Poți pleca. Sau poți să mergi cu mine la meciul dintre Evans și Chavez. Azi? Azi. Mergem să vedem un campion adevărat. Ce zici? Unde e? Nu-ți fă griji, o să vină. Ar face bine. Știu. Alo? Oh, bună, Izzy. Nu, Mary nu e acasă, a plecat deja. Ok, pa, pa. Sunteți gata? Toată lumea. Haideți să ne arătăm cât de mult iubim pe cei de la Hot Chili Steppers! Asta e un campion, mă înțelegi? Te-ai simțit bine? Adică, parcă nu erai în apele tale. Nu. A fost tare. M-am distrat, tată. În regulă. Mersi. Noapte bună, Iz. Noapte bună. Hei, Mary! Hei, Mary! Ești acolo? Ce e? Îmi pare rău pentru azi. Nu mă interesează, Izzy. Hei, tata a luat bilete la un meci de box. Un meci de box? Iartă-mă atunci. Am încercat să sun. Și dacă ai făcut tot ce? M-ai rugat să intri în echipă, apoi ne-ai lăsat baltă. Ne-ai păcălit pe toate, crezând că-ți place Double Dutch. Știi că am picat de fraiere? Ne bazam pe tine. Dar pentru tine totul e o glumă, nu? Și eu ce să fac? Ia o decizie. Nu pot. Atunci o fac eu. Nu mai ești în echipă. Cum?
Pentru noi contează Double Dutch. Pentru mine. Și mi-a arătat că nu pot avea încredere. Mary! Asta e! Lovește la stânga! Haide! Vini! Asta e! Ok? Asta e! Dă-i! La stânga! Așa? Ai avut noroc! Dă-i! Dă-i! Părește! Nu e noroc, e bună! Ce? Asta e! Temi boxează bine! Pentru o fată! Pentru oricine, frate! Parcă te-a pus la pământ și pe tine! Ți-am zis de 1000 de ori, mi s-a părut că văd ceva pe jos! Doar pentru că e fată, nu înseamnă că nu poate boxa! Ok! Cum și noi facem alte lucruri. Bun, bun. Combinație. Care e problema lui? Și eu cred că e bună, frate. Bine, Tammy. Ia iurea, ne trebuie easy. Nici gând. Ba da, nu putem concura în finale fără un al patrulea. Și în plus, mi-e dor de el. Și ție. Nu, nu mie. Haide, Mary, și-a cerut scuze de 8 ori. N-a putut să-l refuze pe tatăl lui. Da, n-a făcut-o intenționat. Și ne-a ajutat. Uite, tu ești cea care vrea ca totul să fie întotdeauna perfect. Ne potriveam cu Izzy. Bună. Te-ai reprofilat, frate? Ce picioare ai, balerino! Ce spui? Pe bune acum, ești prietenul meu, așa că o să zic. Ceea ce vreau să spun e că ai un corp drăguț. Și maică talare. Hei, ce te enervezi? Mergi, nu știi de glumă? Acum înțeleg de ce nu vrei să-mi dai revanșa. Pentru că ești ocupat cu Double Dutch. Am ales rozul. E stilul tău. Campion la săritura cu coarda! Raiule! Every direction seems to be against the flow. Who will I be? What does it mean to just be me? So tired of having to choose. Foarte frumos, dragă. Mersi. Ce e asta, tată? O surpriză pentru Izzy. Am primit asta în seara în care am câștigat campionatul.
Izzy, putem vorbi? Ce e, tată? Uite ce am găsit. Mi-ai căutat prin gunoi? Casa mea, gunoiul meu. Care-i treaba cu Double Dutch? Niciuna. E supărat pentru că niște copii râd de el că se duce la Double Dutch. Hei, am 8 ani, știu multe. Despre ce vorbește? E în Hot Chili Steppers, echipa lui Mary de Double Dutch. Rodney, am văzut. Țineți gura! Ai vrea tu să-mi țin gura, dar nu merge așa. Stai să zic eu tot. Potoliți-vă! Karen, mergi în camera ta. De asta nu erai concentrat în ring? Vorbește, Izzy. De ce nu mi-ai spus despre asta? Uite așa. Vrei să-mi explici și mie? Pentru că nu m-ai fi ascultat decât dacă vorbeam de box. Doar despre asta vorbești, tată. Numai despre asta ai vorbit de când a murit mama. Știi, nici măcar nu mai îmi place. Fac asta doar pentru tine. Nu, nu e corect. Doar pentru că nu mai ai nimic în viață nu înseamnă că trebuie să-mi iei și mie totul. Te rog să mă ierți, tată. E în regulă. Am rămas fără lapte. Mă întorc imediat. Every night I lie awake, my thoughts come rolling in. I see the ghosts of long lost hope and shattered broken dreams. I gotta let it go. All the pain is dry. Izzy, te-am căutat. Și m-ai găsit. Uite, am vorbit cu fetele și vreau să te rog ceva. Nu o fac. Ce? Auzi, trebuie să mă concentrez pe box. Nu înțeleg. Sunt boxer. Nu pot fi campion dacă sar toată ziua coarda cu fetele. Despre ce vorbești? E din cauza lui Rodney și restul? Nu. Nu-i din cauza lui, da? Îți place Double Dutch, Izzy? Știi asta? Și te pricepi. Nu o fac. Îmi pare rău. Nu, Izzy. Mie îmi pare rău. Concursul de Double Dutch e mâine, nu? Renunți doar pentru că râd colegii de tine? Uite, de obicei mă enervezi, rău, dar nu o să te las să renunți așa. Închipuieți dacă ascultam eu toate comentariile stupide. Crezi că aș mai fi fost cea mai bună boxoară din oraș? Oamenii fac mișto. Mă gândesc că e problema lor. Mai bine asculta-o, băiete. Fata are capul pe umeri, știe ce zice. Ce faci, fătălăule? Unde vrei să fugi acum? La ora de balet? Ce? Ai rămas fără cuvinte? Îți zic doar atât, dă-te. Nu, e timpul pentru revanș. Da, echipează-te. Cum? Sau ți este prea frică? Știi ce? Hai să o facem. Ia uite aici. Poate că n-am nevoie să mă înveți, da? Ce se întâmplă? E revanșa, Rodney și Izzy. Ai de gând să boxezi sau să dansezi Double Dutch? De ce? Dacă dansezi înseamnă că nu pot să te bat? Da, te-a bătut rău, rău de tot. Ai grijă, frate. Dacă mă bați, o să-și găsească și tăticul tău în servici? Oh, mamă, ce i-a zis tu?
Fii atent la mine. Te crezi mare și tare? Ești mare bărbat? Spune-i tu, Izzy. Îți zic să ai grijă. Da! Hai, frate, lasă vorba. Nu câștigi respect cu pumnii. Fugi de mine, fătălăule? Pleacă acasă la coarda ta de sărit. Nu-mi trebuie o coardă pentru asta. Dar cu coarda te dau pe spate. Știi ce mai arată bine cu coarda? Termină, vorbesc serios. Gata, frate, s-a terminat. Nu! Mamă, frate, foarte. Încetați! Bine, bravo! Mamă, ce l-a bătut. Ăsta e cel mai bun prieten al meu. Îmi pare rău de tatăl tău. Îmi pare rău că te-am bătut. Îmi pare rău că ești supărat, dar nu fac asta. Ține scuzele pentru tine. Frate, amândoi avem multe lucruri pe care să fim supărați, dar lupta nu o să le facă să treacă. Există lucruri mai importante. Haide, fă-o! Hai, frate! Nu! Am terminat-o cu tine. Am terminat cu asta. Nu știu ce zici tu, dar eu am obosit să fiu supărat. În regulă? Da, ai dreptate. Cel mai deștept renunță. Și Rodney se săturase să fie supărat, dar n-a putut să zică. Adevărul e că a fost impresionat. Nimeni nu i s-a împotrivit vreodată. Nimeni n-a avut curajul să-i spună adevărul despre Izzy. A fost un moment pe care nu o să-l uite niciodată. Suntem aici la finalele Double Dutch. Primele trei echipe cu cele mai mari scoruri cumulate din proba obligatorie, freestyle și viteză, o să se califice la faza pe țară. Câștigătorul din faza pe țară poate concura la campionatele mondiale. Vine? Am spus că nu. Dar avem nevoie de el. De ce? O avem pe O'Brien. Super. Scuze! Stați! 100% pierdem. Izzy! Uitați de Izzy! Nu vine, ce nu înțelegi? Da, am înțeles, las-o baltă. Nu! Izzy! A venit! Izzy! Ce, doar nu vreați să concurați fără mine, nu? Credeam că ai renunțat. Renunțasem. Îmi pare rău. Îmi pare rău, îmi pare rău, atâta știi să zici? Pentru că trebuie să spui de două ori asta și să ai o uniformă. Super! Da! Oh. Chiar v-au acceptat? Mor de curiozitate să aflu cum ați reușit. Izzy Daniels? Știi ce bun e? Mm-hmm. Da, sunt sigură că e bun. Bunica mea ar fi bună pentru ei. Vedeți voi. Mult succes! Și nicio problemă. O să vă las trofeul să vă pozați cu el. Hai, las. Trofeul vostru? Exact. N-o suport. Las-o. Ok, dar tot n-o suport. Cum de te-ai răzgândit, Izzy? Să zicem că e bine să-ți urmezi inima. Păi, și eu mi-ascult inima acum și îmi spune că o să-i dăm pe spate pe toți, ok? Sigur! Da! La trei! Unu, doi, trei! Hachi Steppers! În regulă, acum îi vreau pe cei de la Hachi Steppers! Îi vreau pe cei de la Dutch Dragons! Pe cei de la Sunshine Steppers! Pregătiți-vă cordile și start! La proba obligatorie! Locul 3?
The Sunshine Stepper! Pe locul al doilea sunt Dutch Dragons! Hai, frate, chiar gata! Frate, chiar hai, ești! Iar pe primul loc, Hot Chili Stepper! E timpul! Da! Hai, Izzy, poți să faci! Picioarele împreună! Okay, este viteză! Viteza luminii! Adică uitați-vă doar la picioarele lor și încercați să numărați pașii, dacă puteți! Haide! Repede, mai repede! Bravo, bravo! Bine lucrat, bine lucrat! Să vedem ce avem aici! În regulă! Hai să vedem! Ai fost super! Pe locul să 3! Să vedem rezultatele întâi! Cu 369 de pași pe minut, JJC! Locul 2! Cu 372 de pași pe minut, Hachili Stepper! Și locul 1! Cu 378 de pași pe minut, Dutch Dragons! Locul 2! Suntem bune! Acum, cu cele două echipe la egalitate, ajungem la freestyle. Asta este partea mea preferată a concursului, când echipele pot face practic orice ca să impresioneze juriul. Cerul este limita în freestyle. Și acum aș vrea să vă aud cum îi întâmpinați pe Kung Fu Flyers! Aplauze pentru JJC! Aceștia sunt The Jump Masters! Ești bine? Da, echipele astea sunt foarte bune. Hello, și noi la fel. În regulă, vreau să vă păstrați energia pentru a întâmpina scenă pe The Dutch Dragons. Bun, suntem după Dutch Dragons. Și ce contează asta? Ce-ai făcut cu Mary? I-a spus cineva să se distreze. Și asta face. E ciudat. În viața mea n-am mai fost într-o echipă. De obicei sunt doar eu și pumnii mei. Și n-a trebuit să contez pe altcineva. Acum contează pe noi. Da. Da. Hai pe ei. Așa, să facem o dată. Asta înseamnă să fii bună. Izzy, poți să faci. În regulă, acum vreau să văd cum le primiți în această seară pe campioanele noastre. Echipa Hot Chili Steppers! Yeah.
Hai toată lumea! Nu aud! Mâinile sus! Nu mă aud! The time to finish what I started. Can't worry about what other people might say. It's who I am. Gotta live my dream my own way. Work, get harder. Gotta take it farther. No hold it back. You know we gotta do it right now. Be even better. Work, work together. It's now or never. Show 'em how we shine. We gotta push it, push it. Așa, Izzy! Bravo! Da! Bine! Mama! Bravo, scumpa mea! Ai fost minunată! Sunt așa mândră! Hai, hai și mâine luna, da? Hei, uite-l pe Izzy! Ai fost super tare! Mersi! Mai bine ca... Mary! Tată! Haide! Ai făcut impresie bună! Mulțumesc! Pa, pa. Îmi pare rău! Nu, Izzy! Mie îmi pare rău! Mi-aș dori să putem să vorbim despre orice. Știi, după ce a murit mama ta... Te-am încurajat mai mult să boxezi, pentru că am crezut că îți place foarte tare. Mie îmi plăcea mult. Era doar un mod în care să fim împreună, să comunicăm. Te iubesc. Și știu că ți-e dor de mama ta, pentru că și mie mi-e dor de ea. Cred că boxul era doar o modalitate să spun asta. Boxul e visul meu. Nu trebuie să fie și al tău. Știi? Mereu spun că boxul este 20% talent și 80% pasiune. E bine, se pare că pasiunea ta e altundeva. Dar e în regulă. Sunt foarte mândru de tine. Și știu că și mama ta ar fi. Vreau să fiu campionul tău. Dar ești. Mulțumesc. Uite-l. Hai că te așteaptă prietenii. Oh, frate! Foarte tare! Super tare! Oh, nu-i nimic dacă e aiurea. Cred că mi-am schimbat părerea. Hai că exagerezi. Stai, scuze. Frate, nu mă mai bat. Știu. Atunci de ce ai venit? Treaba asta cu Double Dutch e tare. Mersi. Pentru un fătălău. Pace?
Da. Poate mă înveți și pe mine, tumbelele mea ar prinde bine în ring. S-a făcut. Ok. Acum, toate echipele au fost minunate. Totuși, doar primele trei pot merge în marea finală mult așteptată. Și aceste echipe sunt... Pe locul 3, Kung Fu Flyers! Bravo, felicite! Pe locul al doilea, Dutch Dragons! În ziua aceea, Izzy a luat o decizie. Să nu-i pese de ce cred alții și să facă doar ceea ce îl face fericit. Pentru că doar așa reușești. Izzy ne-a învățat ceva în ziua aia. Mă bucur că a făcut-o, pentru că mi-a schimbat viața. Și ultima, dar nu cea din urmă, cea mai bună echipă de Double Dutch, dând dovadă de atitudine, muncă în echipă, fair play și cu un simț artistic de excepție, ce s-a întâmplat? Da, nu te opri! Au câștigat Chili Steppers. S-au îndrăgostit Mary și Izzy. Stați, stați, stați! Nu v-am spus, s-au ajuns până în finală. Dar n-au câștigat-o. Decât anul următor. Da! Și Mary și Izzy? Mai bine ca niciodată. Haide, la treabă! Povestea asta o spun mereu. Dar ar fi trebuit să fie acolo ca să fi înțeles. Echipa Hot Chili Steppers! Doar săriți. Acum? Da. Acum? Acum. Da. Acum? Hai! Am reușit. Asta e. Bine, hai, așa! Bravo! Au dublat Vlad Alexandru Romu, Daniel Tudorică, Tamara Roman, Bogdan Muntean, Roxandra Prosi, Lara Ionescu, Vlad Constantinescu, Mădălina Grigore, Gabi Costin, Adina Lucaciu, Teona Galgoțiu, Tiron Valentino. Traducerea Laura Panteli. Regia Anca Sigartău. Tehnic Constantin Marian. Mixaj Linda Șaifer. Dublaj realizat în studiourile Ager Film.